Dragi locuitori al județului Bistrița Răsăud, aș începe și eu prin a mulțumi, în primul rând, bunului Dumnezeu și a familiei mele pentru sprijinul necondiționat pe care mi l-au oferit, de asemenea celor apropiați mie și tuturor celor care ne-au sprijinit în această perioadă și au fost alături de noi. Este un sentiment de nedescris pentru mine să pot sta astăzi în fața dumneavoastră ca și viitor consilier județean al județului nostru. Am parcurs o campanie într-adevăr intensă, am avut ocazia de a întâlni oameni deosebiți cu care am discutat, am vorbit despre problemele și despre nevoile lor și bineînțeles am încercat să găsim soluții, am discutat idei, toate astea care pot duce să contribuim și noi la dezvoltarea și la binele județului în care toți formăm o echipă și toți avem același scop. Rezultatele au fost pe măsura eforturilor noastre. După cum bine știți cu toții, am reușit să obținem un număr impresionant de 8.859 de voturi, o cifră pe care nu ne săturăm să o repetăm cu mândrie, un rezultat care ne-a adus două mandate și care ne motivează în continuare să muncim și mai mult pentru județul nostru. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi, că ați avut încredere în noi și sunt convinsă că împreună cu Jol și cu echipa formată din 32 de consilieri și cu echipa organizației județene o să obținem rezultatele îndorite pentru toți. Vă mulțumesc!